Salutare, dragi prieteni! Bună dimineața la toată lumea și bine v-am regăsit la al doilea vlog pe acest canal. Astăzi de dimineață, e duminică, duminică de dimineață o să mergem pe poligon. Tata va fi instructorul auto și sora mea, Ana, o să fie elevul. Așa. Bună dimineața! Neața bună! Unde mergem astăzi? Astăzi mergem cu Ana la condus. Ana e la școala de șofer. În Germania, școala de șofer poate să înceapă de la vârsta de 17 ani. Și aici este un poligon la nu știu câți kilometri să fie, 11 kilometri sau nici atâta. Nu știu dacă e atâta. Vreo 9 kilometri, să zicem. 7, 8 maxim, cred că. În fine, îi un poligon tare dotat. Poți să spui că mergi prin oraș, are semafore, are tot. Și acolo te lasă ca părinte sau ca părinte să poți să-ți înveți copilul. Să-ți înveți copilul să meargă cu mașina. Și mergem acolo, plătim 10 euro pe oră. Ne dă și asigurare în caz că bușim pe vreunul sau rupem mașina. Plătim o asigurare de 5 euro. Deci, cei 10 euro, în cei 10 euro se include și asigurarea auto. Asigurarea, da. Timp de oră facem conducere și să vedem azi dacă intrăm un pic la parcări. O să vă arătăm filmări și pe drum, pe unde mergem, cum este acolo pe poligon. Pentru că ajută foarte mult pregătirea asta în școala de șoferi în Germania. Trebuie să ai minim 12 ore conduse și te bagă la examen. Ei, din cauza la COVID s-a programat cam târziu. Ana trebuia să cam gate acum școala de șoferi. Dar din cauza că nu... Din cauza la COVID s-o mai anulat, s-o prelungit programările. Până în februarie stau, vedeți, fac online și orele și se dea sala, nu îi lasă. Și atunci noi facem școală de șoferi, cum se spune, acasă. Lucrul ăsta totuși e bun. Ne scutește de bani. În școala de șofer nu e o taxă fixă, depinde cât de bun ești la condus. Asta da, nu există, faci numai atâtea ore exact, sau... Exact, ei te, minimul ești obligat să faci 12 ore. De la ei, în momentul în care ai ieșit din școală, când ei te bagă la examen, numai în momentul în care sigur că tu poți să iei carnetul. Carnetul. O oră la ei e 65 de euro, care trebuie să o plătezi. Asta depinde de la școala de șofer la școala de șofer. La școala lui Ana, așa e. Bun, dar sub 60 de euro nu mai există și nici cu 62 de euro nu mai există. Aici în zona noi nu, dar poate în nord sau pe altundeva s-ar putea. Aici e o zonă mai dezvoltată a Germaniei, taxe, poate plățile sunt un pic mai mari, de asta nu e așa problemă. Și noi plătim aici pe poligon 10 euro, deci e un avantaj ca eu să fac cu ea condus, scad și economisesc mulți bani în privința asta, de la 65 de euro cât îi plătesc ei oră, eu fac cu 10 euro. Și eu sunt instructorul ei și la școală își mai ia cât trebuie să facă la școală, dar știu că merge bine. După aia așa a fost și Claudiu, el la 17 ani a avut carnetul, are mașina lui, Ana are mașina ei, am cumpărat-o acum de nici o lună sau o lună să fie așa. Aproape două luni, lună jumate, cam așa. Bine. I-am luat-o și i-am luat-o să se învețe pe ea, să facă ore cu ea, să se învețe bine. Și astăzi o să plecăm la poligon, să vedeți și voi cum e în Germania, cum se pregătește un elev așa tânăr să... Cum arată drumul din poligon. Da, și cum să pregătește un copil la 17 ani să... Pentru carnet. Intre în posesia permisului, exact. Da, din câte am înțeles, săptămâna trecută a fost închis. Mi-am dus până acolo, a fost o zăpadă foarte mare în Germania.
și pe poligon a fost interzis pentru că sunt niște penți foarte mari. Când urci panta, nu mai vezi șoseaua decât cerul, așa de mare. De pe scaun nu se mai vede șoseaua. Te uiți direct sus. Când cobori, încep să cobori la fel, până coboară fața la mașină, te uiți în cer. Sunt niște penți foarte abrupte, dați bine pregătiți, îți cauciucuri pe margine, dacă cumva derapezi, intri în cauciucuri. Bineînțeles, toate sistemele de siguranță. Dar ei, când e așa zăpadă mare, nu ne lasă pentru că știe că-s copii la volan și... Și nu vor să aibă probleme, îți dai seama să... Noi am făcut ceva cu Ana, nu știu cam cât e Ana, 4, 5 până acum. 6. Eu nu le număr și cum nu spre acasă, eu sunt plecat în cursul săptămânii mult. Eu lucrez șofer. Problema e că iarna e foarte greu și COVID-ul ăsta ține copiii pe loc de nu poate da examen. Sunt foarte mulți copii. Aici, în Germania, cum ai 17 ani, 18 ani, deja ai mașină, ai carnet. Și aici e problema că copiii sunt cam supărați în privința asta. Așteaptă să intre în posesia permisului, stare bucuroși. Și vrem ca pe parcurs să putem termina și noi. Să vedem până în primăvară, dacă ar da Dumnezeu să treacă cumva, măcar din februarie, să poată intra în examenul de teorie și după aceea să intre automat în examenul de practică. Deci cam atât, o să vă arătăm postări acum, noi plecăm de acasă, eu sunt gat ca fiau repede și eu o să plec împreună cu copiii și o să vă arătăm filmări de acolo, cam ce e acolo și cum se face. Deci pe curând... Fraților, după cum v-am zis, o să vă arăt cum stă răcile de ieri, din video cu sarmalele când vi le-am prezentat, erau pe masă. Ia uitați aici, domnilor. Ia uitați. Deci vedeți că am întors. Îl mai fără gelatină. Fără gelatină, fraților, și ia uitați ce bine arată aici. Deci vedeți ce bine poate să arate. V-am spus, au un gust extraordinar. Așa că încheiem video-ul ăsta aici și ne vedem de pe poligon. În curând, când ieșim la poartă, începe filmarea pe drum. Dacă e că ajungem în 3 minute, suntem, suntem pe poligon. Da. Ne auzim. Pe stradă, imediat mergem cu viteză, rapid suntem acolo. Deci avem zăpadă pe lunete în spate și te-am dat drumul să desfacem. Acum ieșim imediat din oraș, mai avem încă 800 de metri, un kilometru maxim și ieșim pe autostradă și imediat mergem. Astăzi, acum la ora asta e un grad aici. Nu e așa fric. Da. Nu e așa rece astăzi. A fost minus 6, minus 7. Ce se face? Asta iarna. Iarna nu-i ca vara. Așa. Ana are o mașină, un Volvo S60 automatic. Ea face școala de șofer pe mașină automatică. Sunt mai elegante, sunt mai confortabile. Are 180 de cai, motor de 2000 benzină, 5 cilindri. Mașina merge foarte bine. O lua TÜV oare acum pe 2 ani TÜV nou. Cu ea. Aici, imediat, deja trebuie să ies de pe autostradă. Aici nu mai am voie să depășesc, că deja îmi spune că... Trebuie să ieși. Da, și dacă trebuie să ieși, n-ai voie să depășești pe nimeni. De la 500 de metri trebuie să stai. Nu-i mai interzis depășirea.
Mai mare în regulamentar. Eu am 26 de ani, 26 de ani fac anul ăsta de șoferie, n-am avut niciodată permisul luat. Am circulat foarte mult, zilnic, pe săptămână cam câteva mii de kilometri. M-a oferit Dumnezeu și asta a fost meseria din care am trăit atâția ani. Din meseria asta am trăit, ne-am întreținut familia, biserica și o fac cu drag mai departe meseria asta. E o meserie care ne-a plăcut. Nu e așa simplă, nu e ușoară, dar e frumoasă. Eu lucrez pe un autotren de agabaritice aici în Germania. Sunt de 4 ani la firma asta în februarie. În 15 februarie fac 4 ani. Și mai transport agabaritice și neagabaritice. Ce îmi dă firma să car tot? Noi nu lucrăm numai în Germania, lucrăm aproape în toată Europa. Eu plec de multe ori duminică seara sau luni dimineața și viu vineri seara sau sâmbătă dimineața. Dar câteodată mai ajung acasă și în cursul săptămânii, pe la mijloc, depinde, dacă trec prin zonă, pe aici firma îmi spune să viu la garaj, să fac pauză. Și atunci mă bucur că trec pe acasă mai repede. Și mai stau noapte acasă. Uite, aici deja suntem la poligon. Urcăm aici imediat. Poate când ne înregistrăm, trebuie să oprim un pic filmarea. Aici trebuie să-mi dau permisul. Trebuie să plătim, trebuie să ne punem masca și nu știu dacă ne lasă cu telefonul la căsuța aia de plătit să filmăm. Cred că e interzisă filmarea. Nu? Da. Interzisă zăpadă, văd că îi, să vedem dacă ne lasă ăsta să intrăm, nu știu cum va fi poligonul, dacă sunt mașini pe poligon. Văd că semaforele pe poligonul s-a prinse, s-ar putea. Cred că merge. Să ne lase, sau alea s-a prinse și noaptea, barna. Dar ăștia se economici la curent. Nu, îți dau o mașină, văd, în parcare. E deschis. Putem filma aici, uitați, filmează Ana clar. Aici stop, trebuie să mergem pe jos. Acum tu poți să filmezi. Tu stai aici și mă filmezi pe mine, bine? Bine. Ți-i trebuie pașaportul ceva? Da, stai așa. Ok, eu o să-mi pui masca, poți să mă filmezi și pe mine. Lasă că-ți caut eu în portofelul tău. Nu, să las, da. Ok, filmează aici. Și ce să-ți iau? Pașaportul, așa? Pașaportul și banii. Și banii aici? Da. No, bun, ține aici. No, mă pot filma la casă, știi? Păi aia îi luăm masca jos. Sunt un ochelare. Trebuie să oprim video aici, că nu avem voie să filmăm. Dragilor, după cum puteți vedea, s-au schimbat. Eu sunt aici după gard. Acum să dau instrucțiunile de rigoare. Vedem că pe poligon mai sunt câțiva. Astăzi e frig. Bate vântul, așa că
ne mai auzim. Prieteni, încă pe poligon. Am vrut să fac o mică descriere așa, unde se schimbă șoferul cu profesionist sau cu carnet cu elevul. Aici, după cum puteți vedea, probabil se vede, nu știu exact acum, e o curbă, uitați pe unde trece nenea cu mașina, Blue Marine. Acolo e o curbă și un fel de SOS, să zic așa, unde e zona de schimbat, adică se dă jos de la volan șoferul, care are carnet, și după aceea intră elevul la volan, de aici. Așa funcționează treaba. Astăzi sunt mai puțini oameni pe poligon, de obicei sunt mai mulți aici, dar nu știu vinind că e prea frig, nu știu. E mai bine când e mai gol, că poți să circul mai bine, că de obicei când e full stai mai mult în intersecții, nu-i prea așa de învățat, că mai mult stai, dar nu prea merge așa mult cu mașina. Trebuie să aștepți după fiecare, așa, când îți mai puțini, merge treaba bine. Când îți mai puțini, oameni mere. Vedem că ceasul, 11:32, cât de curând se face o oră de când suntem aici pe poligon și va trebui să ieșim afară. Nu știu dacă ei au putut să filmeze ceva la intrare, din câte am văzut, li s-au spus că n-au voie să filmeze, dar dacă o mai scos și ei niște cadre, o să vi le pun în video. 100% o să le vedeți aici în video. Nu știu pe unde îs, acum că nu-i mai văd de aici din colț, dar și când îi văd, o să vii iară de iară, că cred că s-au dus la locul de parcări, să facă parcări. Așa la undeva, prin partea cealaltă, cum ar veni, din colțul ăsta în colțul ăla, perpendicular, așa. Așa ar veni treburile. Așa că, uite-i că vine. Vin pe aici. Uitați, ăștia care trec acum. Așa că ne mai auzim. Dacă mai există ceva noutăți, dacă vedem. Hei, prieteni, s-a terminat și ora de condus. Iată-i aici împreună cu mașina, ei doi steferi. Cum a fost? Băi, a fost un pic cam greu. Azi am făcut parcarea laterală pe partea dreaptă și chiar acum la sfârșit a început să prindă un pic. Asta a fost cel mai greu cu spatele. Am mai ieșit un pic, e zăpadă. Mai patinează, mai... Eu m-am scos un pic de pe șosea afară, dar e în siguranță, nu-i problemă. Aici pot să zici că merg ca prin oraș, dacă stai bine să te gândești. A fost interzis să filmăm în timp ce conducem aici și numai ce o filmat Claudiu de pe... De aici, dintr-un colț. De pe o stradă, cumva, laterală. De pe o stradă laterală. Pentru că nu s-a putut interzis filmarea, au pus și camere și asta se sancționa cu amendă. E problemă cu filmări pe poligon, zice că n-ai voie. În rest, a fost bine. A fost bine, slavă Domnului, data ce vine va fi mai bine. Parcarea cu spatele și mersul cu spatele la fete mai problemă un pic. Dar da, cu se rezolvă. Se rezolvă. Se rezolvă cu răbdare și asta îi. Ore trebuie multe, că nu se poate fără. Ane. Trebuie muncă și aici. O mică părere a ta la cald. Ce? O părere de a ta, cum ți s-a părut, cum îi? Bine. Bine, numai atâta, a? No, bun, fraților, dacă mai filmăm ceva de pe drum, mai filmăm, dacă nu, ne auzim de acasă. Vă lăsăm.
Bun, fraților, uitați, am ajuns acasă. Bine că am ajuns. Și aș vrea să vă spunem așa ca de încheiere la vlogul ăsta, să nu uitați să dați un share, un subscribe, un like și până pe data viitoare. Vă lăsăm și o zi bună vă dorim. Pa, pa!